Dezvoltarea personală este încrederea în sine. Adică umplerea de noi înșine. Și atunci nu mai încape Dumnezeu. Hai. Adică considerând, pentru că marea majoritate înseamnă mindset, înseamnă setarea minții. Ceea ce este cea mai mare rătăcire. Mintea este în exteriorul nostru și nu are nicio perspectivă de schimbare, pentru că este o entitate de întuneric care ne ispitește permanent. Este îngerul ispititor. Conștiința care este îngerul de lumină alături de noi, din păcate nu mai avem. Pentru că conștiința de sine nu ne mai dă un mesaj la sfârșitul zilei. Măi, cum am trăit eu viața astăzi? Durerea este doar o binecuvântare. Durerea îți spune, oprește-te, nebunule, cum îi spunea lui David în psalmi, oprește-te, că nu ești în direcția corectă. Prima dată vine o durere. Durerea vine la noi să ne spună că suntem și vrem să trecem pe roșu. Și că nu respectăm regulile. Și că nu ne respectăm trupul. Și că nu ne respectăm ca ființă umană și interacțiunea de iubire cu aproapele nostru. Omul, uită-te, că nu se uită la perspectiva de a fi, ci este în perspectiva de a avea. Calea, adevărul și viața este dată în aceste cărți și toate etapele pe care le parcurge un om neputincios care pleacă din copil și nu înțelege prea multe și care ajunge ușor, ușor, treaptă cu treaptă la Dumnezeu, înțelegându-L pe Dumnezeu. Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Mai întâi de toate vreau să vă aduc aminte că este foarte bine dacă vă abonați pe canalul de YouTube Viață în Armonie și apăsați clopoțelul, pentru că așa veți primi notificările la fiecare emisiune nouă. Dragi prieteni, așa cum v-am promis, urmează partea a doua, de fapt o altă emisiune cu Ion Ștefan. Bine, ne revedem! Să rămână, mulțumesc mult pentru invitație și ne revedem cu drag. Și mulțumesc că ai revenit și mulțumim noi telespectatorii pentru minunile astea de cărți pe care tu le-ai scris și vorbeam înainte de emisiune, dom'le, aici e muncă, e muncă titanică și mai zice, mai urmează încă trei până la sfârșitul anului. Doamne, nu știu când ai timp să le faci pe toate. Cinci până la sfârșitul anului. În afară de asta, da. Vă dați seama ce muncă faci. Dar ele sunt scrise, numai trebuie să apară de la editură. Am înțeles, dar până la editura și tipografia nu poate să meargă în ritmul ăsta. Ele au fost scrise. Uite, n-am specificat în emisiunea trecută și am să te rog acum la început să spui unde pot fi, de unde pot fi achiziționate aceste cărți. Doar dintr-un singur loc. Aceste cărți sunt manuale, nu sunt cărți care, în opinia mea, pot fi pentru toată lumea. Da. Aceste cărți sunt manuale și aceste cărți se găsesc doar pe site-ul meu www.ștefanion.ro. E foarte simplu, ștefanion.ro. Da. Și pot fi achiziționate de acolo în momentul în care se dă click pe carte, poți să pui într-un coș ca cumpărăturile electronice. Online, da. Și este foarte simplu, se accesează site-ul, s-a dat click, s-a făcut comanda și în termen cel mai scurt comanda ajunge la om. Pot fi luate individual sau la pachet? Individual. Individual. Deci fiecare poate în fi parte, da? Luat, nu da. Neapărat toate odată. Pentru că acum dau o informație, aceste cărți și vor mai apăra trei în această serie Înălțarea Omului Divin, aici sunt patru cărți din Înălțarea Omului Divin. Aceste cărți au informații care costă 3.000 de euro. Da? O avere. Nu neapărat o avere. Nu, e o important avere spirituală. Este, o avere spirituală, da. Este practic tot ceea ce am învățat eu în 40 de ani. Wow. Am gândit dacă să dau această informație și dacă oamenii sunt pregătiți să o primească și foarte clar, foarte hotărât o dau. Pentru că tot ceea ce dăm se primenește și Dumnezeu ne trece la nivelul următor. Deci sunt aici patru cărți din Înălțarea Omului Divin
etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 o să fie și apoi o să fie un manual practic. Această carte, în opinia mea, are informație și paginație mai multă decât Sfânta Scriptură. Asta nu pot fi comparate ca și valoare. Numai că informația care s-a dat aici. Și este foarte important să înțelegem nivelul de la care s-a plecat și modul în care putem să armonizăm aceste lucruri. Mai mult de atât, începând din acest an, pe canalul meu de Facebook, fac o paralelă între Sfânta Scriptură și ceea ce am învățat eu timp de 40 de ani și chiar promovez în fiecare zi Sfânta Evanghelie și până la sfârșitul anului am început pe 1 septembrie când începe anul calendaristic bisericesc, da, și voi termina la sfârșitul anului bisericesc, adică la sfârșitul lunii august anul viitor, în care explic ușor-ușor fiecare citat din Sfânta Evanghelie după umila mea cunoaștere și după modul în care putem să facem lucrurile. Practic, această carte, Înălțarea Omului Divin, este o trecere în revistă a 12 etape pe care le parcurge omul și omenirea, de la modul în care venim pe pământ și modul în care armonizăm viața. Și vedem că aici este un triunghi în care omul pleacă de la facere, adică vedem de unde venim și care este forma în care venim și explic în mod amănunțit, apoi vedem că am fost făcuți, dar să vedem care este moștenirea pe care o preluăm. Pentru că este foarte important. Fiecare om este unic și fiecare om are o moștenire unică. Fiecare din noi am primit o moștenire unică. Apoi vedem că nașterea noastră este doar nașterea în trup. Pentru că în esență omul, ca și suflet, ca și entitate, ca și spirit, el este mereu, bătrân. Mereu și este mereu, da. După care, nemuritor, după naștere, un element fundamental în ceea ce înseamnă creștin-ortodoxie înseamnă botezul. Dar nu este botezul decât de apă. Pentru că botezul care se face cu adevărat este botezul de foc, care se face puțin mai târziu, atunci când noi, ne spune Hristos că ne botezăm cu foc. Ăla este adevăratul botez. Dar aici este botezul prim, atunci când noi la naștere luăm acest botez. Și botez, apoi, botezul cu foc când are loc? Atunci când, cum a fost făcut prin apostol, prin venirea Duhului Sfânt. Atunci când Duhul Sfânt se pogoară peste oameni și atunci când oamenii primesc adevărata cunoaștere. Atunci ei din pescar de pește au devenit pescari de oameni, cu toate că trecuseră prin cei 3 ani și jumătate alături de Hristos, dar ei cu adevărat atunci au fost luminați, pentru că Duhul aduce lumina în corp. După botez urmează asumare, adică am venit, m-am născut, am văzut ce am moștenit și ceea ce înseamnă facerea Universului și văd cum îmi asum eu această viață. Iar în momentul în care noi viețuim, ceea ce am mai vorbit noi și la prima emisiune, este de asumare, de modul în care noi privim viața și modul în care ne asumăm perspectiva trăirii vieții. Apoi, acceptarea ceea ce este în jur. Da. Așa cum spuneam, știi, dă-i cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu. Eu nu pot acum să mă duc într-o perspectivă pe care eu nu pot să o schimb. Și atunci, care este planul meu? Care este câmpul de acțiune al meu? Care este forma în care eu trăiesc? Și rămân acolo. Nu mă duc într-o zonă în care eu vreau să mă extind, eu vreau să schimb oamenii. Nu ăsta este sensul. Ci totul pornește de a te schimba pe tine. De a-ți asuma ceea ce este. Apoi parcurgem etapele pe care noi nu le cunoaștem și am mai vorbit puțin în prima emisiune despre corp. Pentru că noi nu ne cunoaștem corpul. Noi nu știm ceea ce este acest corp.
Și aici, în aceste cărți, explic ceea ce este fundamental corpul. Apoi, mintea. Pentru că mintea este cea mai mare iluzie. Mintea nu se află în noi și mintea nu este interacțiunea pe care noi avem cu această lume. Mintea este ispititorul nostru. Mintea este entitatea de întuneric care se află alături de noi, mintea care ne minte. Entitatea de întuneric care ne ispitește și vrea să ne scoată în exteriorul ființei noastre ca să nu trăim aici. Cea care ne dă matrixul în care trăim. Da? Apoi urmează sufletul. O enigmă extraordinară și vorbesc foarte mult în vindecarea sufletului, modalități foarte clare. E cealaltă carte pe care am prezentat-o prima. Și vorbesc aici despre suflet și această valoare pe care noi avem, pentru că noi, în esență, asta este valoarea viețuirii noastre, sufletul. Uh-huh. Și modul în care putem să plămădim acest suflet extraordinar și modul în care putem să înțelegem voința divină. Apoi urmează spiritul, care este Dumnezeul din noi, scânteia divină din noi. Și chiar Părintele Arsenie Boca ne spune că omul este compus din trup, care este o mână de pământ, și așa ne spune și în Sfânta Scriptură, care poate fi însuflețit de către suflet, da? Dar sufletul poate fi viu sau mort. Extraordinar. Da. Cu adevărat, sufletul nostru devine viu la botezul în foc, atunci când se pogoară Duhul Sfânt peste noi și atunci când noi primim cunoașterea și unirea cu Dumnezeu. Pentru că omul, din punct de vedere rațional, nu poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Dacă ne uităm la vastitatea acestui univers și la modul în care totul este perfect în jurul nostru, considerând că noi am putea să schimbăm cu adevărat ceva, este doar o iluzie. Dar sunt unii care cred lucrul ăsta. Păi da, dar sunt cei care trăiesc în Matrix toată viața lor. Și apoi este o pildă foarte frumoasă în care un om pleacă de acasă și parcurge toată viețuirea și își dă seama că la sfârșit a trăit degeaba. Deci perspectiva vieții nu este să-i schimbăm pe ceilalți, nu este să ne luptăm cu ei, nu este să ne ducem contra naturii, ci perspectiva este să ne unim cu noi înșine. Și exact ce spuneai la sfârșitul și spui la fiecare emisiune, este perspectiva ca să ne armonizăm cu iubirea lui Dumnezeu, dar în același timp să ne unim cu noi înșine și iubirea ce se află în noi, manifestând această iubire și față de aproapele nostru. Extraordinar lucrul acesta. Și dacă noi înțelegem această perspectivă, vom înțelege cine este Spiritul. Este Duhul, este Dumnezeu în manifestare, este Duhul care se găsește în orice cuantă acestui univers, dar se manifestă în anumite condiții. Deci Duhul este, cum se spune la chemarea Duhului, da? Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești, uh-huh, și pe toate le împlinești, vistiernicul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălăjuiește într-o noi și ne curățește pe noi. Uh-huh. Da? Este foarte important să înțelegem această perspectivă. Pretutindeni îl găsim, dar nu pretutindeni se manifestă în lumină. Aici este toată taina vieții. Ca noi să lăsăm perspectiva iubirii care se găsește în suflet să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu, astfel încât sufletul nostru să fie lumină și iubire. Este numele Academiei, Academia de Lumină și Iubire, Light and Love Academy. Este perspectiva pe care o aduc cu bucurie, pentru că în esență noi suntem trecători. Uite-te că suntem acum trecuți prin viață și ca mâine vom pleca și vom fi în fața lui Hristos. O să ne întrebe: ce ai făcut cu sufletul tău? Ce ai lăsat în urma ta? Ce sămânță de iubire ai lăsat în oameni? Și atunci trebuie să lăsăm ceva în urma noastră. Trebuie să lăsăm niște lucruri, corect, pe care noi le-am dobândit. Și apoi urmează, după spirit, urmează transcederea. Adică ființa care este luminată de către spirit transcede
ființa umană la nivel de îndumnezeire. Pentru că Dumnezeu, Iisus Hristos, Dumnezeu în manifestare, cuvântul lui Dumnezeu, vine pe pământ și ne spune: Dumnezei sunteți. Dar noi trebuie să trecem prin această manifestare de la omul care se caută în exterior, la omul care s-a găsit în sine și care se manifestă slujindu-L pe Dumnezeu. Pe Hristos nu-L vedem ca o perspectivă opusă Tatălui. Da? Eu cu Tatăl una suntem. Da? Am venit aici să fac voia Tatălui, nu voia mea. Și în acest element primordial trebuie să înțelegem fiecare din noi că am venit aici pe pământ să facem voia lui Dumnezeu, că am venit aici să ne manifestăm din iubirea lui Dumnezeu, aducând lumină și iubire în toată interacțiunea pe care o avem cu oamenii în jurul nostru. Uh-huh. Și aici înseamnă înălțare, pentru că ultima etapă în cele două, în această piramidă pe care urcăm în viață este înălțarea. În esență, venirea lui Hristos și parcurgând etapele astea, cea mai mare nu este învierea. Cea mai mare este înălțarea, ultima etapă. Atunci când Hristos de față cu 500 de oameni și Maica de față și apostolii, începe să ridice și dispare în nori. Au rămas și ei cu gura căscată, da? Și au venit doi îngeri alături de ei și le-a spus: El va veni înapoi. Dar El le-a spus foarte clar: voi pleca și vă voi pregăti multe odăi, pentru că casa Tatălui meu multe posibilități oferă, adică dimensiuni, universuri și ce vrem să facem. Asta este foarte important să înțelegem, da? Ca mâine vom pleca, dar să vedem ce ne-am asumat în viață, să vedem cum am trăit această viață și care este perspectiva pe care noi putem să o aducem cu adevărat în om. Pentru că dacă noi n-am lăsat elemente clare de lumină și iubire, n-am fost în perspectiva lui Dumnezeu. Da. Legea cea mai importantă a universului este legea iubirii. Dacă legea iubirii noi putem să o înțelegem cu adevărat, putem să înțelegem că singura lege pe care o enunț de fiecare dată este așa: să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău, din toată inima ta, cu tot cugetul tău și să-ți iubești aproapele cum te iubești pe tine însuți. Așa, să fie așa este, amin. Doamne ajută, dar important este, noi ne mai iubim pe noi înșine? Noi mai avem o relație corespunzătoare cu Tatăl nostru? Dumnezeu, Cel care a făcut cerul și pământul, a toate făcător, a toate țiitor, da? Omniscient, omniprezent, omnipotent. Ce, care e legătura noastră cu Dumnezeu? Da? Fiecare cum o are. Dar de aia suntem aici. Da. Ca să ne trezim, uităm, și noi și pe cei care ne privesc. Dar ne uităm, Gina, că suntem din ce în ce mai rătăciți, din ce în ce mai bolnavi, din ce în ce mai suferinți și din ce în ce mai comozi cu viața. Ce am observat? Și m-a întristat lucrul ăsta. Am văzut în ultima perioadă mulți oameni care trec prin situații neplăcute. Și dacă pun pe o scară de la 1 la 10 din oameni care au probleme de sănătate sau probleme, mă rog, dacă 2 sunt cei care se întorc la Dumnezeu în genunchi și cu mâinile strigător la să ceară ajutorul. Și atunci mă întreb, dacă tot te treci nu știu, Dumnezeu sau tu, că îți dă Dumnezeu, nimic nu-i întâmplător. După ce ți-ai creat tu viitorul în mintea ta de când ai fost tânăr și până acum, sau poate chiar din alte vieți, cine crede lucrul ăsta, de ce, dacă ți se dă o șansă ca să te întorci la Dumnezeu, de ce nu o faci? Dacă credința este doar a ta, este personală, nu ți-o dă nimeni, este a ta. Vorba, cum spuneai puțin mai devreme, cu viața către sine, descoperindu-te pe tine, îl descoperi pe Dumnezeu, care este în tine. De ce nu o faci? Și trecută prin operația asta, am înțeles pentru mine și nu numai pentru mine. Deci eu am fost un exemplu pentru foarte mulți din jurul meu
care și tu știi cât îmi era de frică și cum era de, cum auzeam de operație, mă scuturam și cum le-am dat pe toate la o parte și a spus, facă-se voia ta. Doamne, acum e momentul, acum ai ales tu, facă-se voia ta. Și au venit toate așa cum au trebuit să vină. În momentul în care te lepezi de tine, exact, atunci vine El. Vine El cu E mare. Foarte important acest aspect. Pentru că omul în ziua de astăzi este plin de sine. Pentru că diferența între Sfinții Părinți și psihologie, eu sunt fiind psiholog, având studii de peste 10 ani de zile în această zonă, și făcând o analiză la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea personală, dezvoltarea personală este încrederea în sine. Adică umplerea de noi înșine. Și atunci nu mai încape Dumnezeu. Hai. Adică considerând, pentru că marea majoritate înseamnă mindset, înseamnă setarea minții. Ceea ce este cea mai mare rătăcire. Mintea este în exteriorul nostru și nu are nicio perspectivă de schimbare, pentru că este o entitate de întuneric care ne ispitește permanent. Este îngerul ispititor. Conștiința care este îngerul de lumină alături de noi, din păcate nu o mai avem. Pentru că conștiința de sine nu ne mai dă un mesaj la sfârșitul zilei. Măi, cum am trăit eu viața astăzi? Am plecat de acasă. Dar care sunt rezultatele mele? Am avut o stare de pace? Am avut o stare de echilibru? Sau am fost stresat permanent? Într-o stare emoțională? În conflict cu familia mea? În conflict cu colegii mei de serviciu? Sau depinde de fiecare? Dar care-i direcția spre care merg eu? Și vedem că omul este din ce în ce mai nearmonios vis-a-vis de viața în armonie. Și atunci dacă noi nu suntem armonioși în interiorul nostru, n-avem cum să ne manifestăm altfel în exteriorul nostru. Și ne ducem zi de zi, amânând, pentru că procrastinarea este un alt duh în care zice, băi, lasă că o să faci mâine, lasă că mâine o să ai mai mult timp, dar nu te mai duce tu să faci o rugăciune, că mai bine stai pe pat. M-am mai spune să tăniel. Da, păi clar, clar. Da, păi pentru că dacă noi învățăm lucrurile astea să le facem clar și dacă ne începem viața cu elemente primordiale, avem toate șansele să ne ducem în perspectiva corectă. Dar dacă noi uităm că în interiorul nostru se află Dumnezeu pe care nu-L mai recunoaștem, păi cu siguranță toate elementele care vor fi în interiorul nostru vor fi nearmonioase cu viața. Și atunci durerea este doar o binecuvântare. Durerea îți spune, oprește-te, nebunule, cum îi spunea lui David în psalmi, oprește-te, că nu ești în direcția corectă. Prima dată vine o durere. Durerea vine la noi să ne spună că suntem și vrem să trecem pe roșu. Și că nu respectăm regulile. Și că nu ne respectăm trupul. Și că nu ne respectăm ca ființă umană și interacțiunea de iubire cu aproapele nostru. Dar de la durere la suferință este doar un pas. Pentru că durerea este un semnal care vine de la univers, de la Dumnezeu și ne spune, iată că tu nu ești armonizat, dar suferința este o stare pe care noi nu vrem să o schimbăm, această durere, pe termen lung. Ci pur și simplu, zicem, las că o trece, în momentul în care luăm o bulină și a trecut efectul, noi ne rezolvând cauza, da, ea se va reîntoarce și vedem că suntem din ce în ce mai bolnavi, din ce în ce mai multă durere, mai multă suferință și nu putem cu adevărat să înțelegem cine suntem. Aceste cărți arată etapele pe care noi trebuie să le trecem în viață ca noi să înțelegem cine suntem. Întotdeauna am vorbit pe mesaj clar, simplu, onest și niciun cuvânt din această carte nu este cel care nu l-am trăit în viața mea. Părintele Cleopa și Marii Sfinți spuneau foarte clar, nu da sfaturi dacă tu nu ai trăit și n-ai fost în bocancia aceea. Toate aceste lucruri le-am trăit și mi-au trebuit 40 de ani să lucrez cu mine însumi zi de zi
ca să înțeleg mai multe lucruri, punând vreo 70 de școli spirituale la un loc, aducând anumite zone, dar singurul moment în care cu adevărat m-am simțit în armonie a fost atunci când în totalitate m-am unit cu Dumnezeu. În totalitate, conștiința hristică a fost armonizată cu mine însumi și mi-am dat voie să mă abandonez, Gina. Doamne, facă-se voia Ta. E atât de simplu. Sunt în mâinile Tale, și noi facem un lucru foarte frumos în Academie. Luăm o foaie albă, în fiecare zi, o foaie albă, da? Și scriem aici sus. E un lucru care îl spun așa frumos, dăm din casă, cum se spune, da? Și spun frumos, foaia asta este albă și scriu, facă-se voia Ta, Doamne, astăzi, și jos scriu ziua și semnez. Da? Atât. Da? Sau facă-se voia Ta, sunt recunoscător pentru toate. Fiecare cum da, crede că este bine. Dar nu scriu nimic pe foaia, eu nu cer nimic. Ce aș putea cere eu la conștiința pe care noi o avem ca om, în perspectiva de a nu greși nimic față de aproapele meu? Și atunci taci, te armonizezi cu voința lui Dumnezeu, trăiești viața cu bucurie, indiferent ceea ce vine, mulțumesc, Doamne, și sunt recunoscător pentru tot ceea ce vine, și experiență pozitivă și negativă, dau voie la oameni care vin și îi binecuvintez. Îi binecuvintez pe cei care rămân și îi binecuvintez pe cei care pleacă, indiferent în ce plan pleacă. Or, asta nu înțelege omul, că noi venim dintr-o manifestare divină pe pământ și plecăm tot din manifestare divină. Dar în momentul în care venim, vedem că atunci când naștem copilul sau în momentul în care ni se dăruiește, considerăm o binecuvântare, dar în momentul în care este să-i dăm drumul omului de lângă noi, mamă, tată, copil sau asta, nu mai vrem să-i dăm voie. Și atunci, ce se vede în noi? Lipsa de armonie. Pentru că, în esență, atât ce vine, atât ce rămâne și ce pleacă, trebuie să fie în același plan. Unde? În iubire. Unde suntem noi acasă? Nici de cum pe pământ aici. Aici suntem într-o trecere care are un număr de ani. Și hai să ne uităm la perspectiva în care vreo 20 de miliarde de ani, unii zic vreo 13,5, eu zic vreo 20 de miliarde de ani are acest univers. Ce înseamnă 100 de ani, să presupunem că trăim 100 de ani? Ce înseamnă 100 de ani la 20 de miliarde de ani? Și mai mult de atât, într-o lume în care suntem 8 miliarde de oameni. Și atunci, nu este firesc ca eu să mă bucur și să fiu armonios cu tot ceea ce se întâmplă în manifestarea vieții? Nu este firesc să dăruiesc tot ceea ce am aproapelui meu? Nu este firesc să fac viața mai bună tuturor cu care mă găsesc? Nu este suficient să-i dau o șansă omului? Mă uit de foarte multe ori, fără să-i judecăm, că oamenii dau verdicte. Mai trăiești 3 luni, mai trăiești 5 luni, mai trăiești un an de zile maxim. Dragii mei, nimeni nu este Dumnezeu pe pământ. Da? Și eu trăiesc zilnic miracole alături de oameni. Oameni care nu mai aveau nicio șansă. Oameni care s-au vindecat. Oameni care s-au vindecat de boli care nu pot fi explicate nici de medicină, nici de psihologie, nici de psihiatrie. De ce? Pentru că oamenii ăia l-au cunoscut pe Dumnezeu, s-au lepădat de ei și l-au lăsat pe Hristos să vină în interior, l-au lăsat să se manifeste, și în conștiința hristică totul este posibil. Să ne amintim că Hristos vine și dă din nou viață omului mort. Să ne amintim că în a patra zi îi dă viață lui Lazar. Acesta este Hristos, acesta este Dumnezeu în manifestare. Adică poate să dea viață și poate în același timp să ne ducă într-o perspectivă în care nu înțelegem. Să nu uităm că El usucă copacul neroditor.
smochinul neroditor îl usucă. De aceea trebuie să ne gândim, noi pe acest pământ suntem roditori? Sau de multe ori suntem ca smochinul care nu dă roadă? Corect. Și atunci trebuie să ne ridicăm în fiecare zi și după puterile noastre și indiferent de vârsta pe care o avem, și dau exemplu aici mamei tale, care la 90 și cât are 92 împliniți, încă slujește. Și ne amintim că anul trecut ea încă privea pe acolo florile pe afară. Ar fi vrut și anul ăsta, dar n-am mai lăsat-o eu. La 90 și ceva de ani. Da. Iată un exemplu în care acest om este roditor în fiecare zi, indiferent de vârstă. Știi ce îmi spune? Iartă-mă. Hai mamă la masă, dar ce am făcut eu astăzi ca să mănânc? Da. Deci atâta rațiune. Părinții mei au 85 de ani și slavă lui Dumnezeu trăiesc amândoi și mă uit, Gina, ies afară de mânuță amândoi. De. Și eu mă uit la tatăl meu cum își protejează soția. Ce frumos. Au peste 60 de ani, 65 de ani de când sunt împreună. Să fii sănătoși. Da? Și mă uit la modul în care cu bucurie pot să spun că i-am adus alături de mine. Bravo. Da, după ei stăteau la vreo 600 de kilometri la Turnul Severin și i-am adus la Galați de 9 luni de zile. Și mă duc, ne găsim în fiecare zi. Tatăl meu, acum două zile am plinit 85 de ani și a plecat pe 86. Și mă uit la frumusețea cu care și-au dus această existență. Ultimii 34 de ani au trăit în natură, cu bucuria de a fi acolo și cu bucuria de a se manifesta. Și după 34 de ani i-am adus alături de noi pentru a putea să avem mai multă grijă de ei, nu neapărat că sunt neajutorați, dar așa am considerat că este bine. Stau separat, doar ei doi, le-am asigurat toată liniștea și tot confortul și nu se mai ocupă de nimic. Probabil tot la casă, nu că n-ar sta la bloc. Nu, la bloc. La bloc. Dar în fiecare zi ies la plimbare. Ah, e minunat. Da? Tata cu mama de mână. Ce frumos. De mână. Și eu în spatele lor stau și îi privesc. Ce frumos. Stau și privesc. Da, stau și privesc și mă uit cum coboară scările și în momentul în care au coborât scările s-au luat de mână. Dragi de ei. Da. Asta este bucuria. Și trebuie să ne uităm pe de o parte, să ne uităm și la ce am venit și bucuria pe care am primit-o de la părinții noștri, dar să ne uităm ceea ce rămâne după noi. Pentru că noi suntem trecători, suntem ca un fulg care a venit aici și l-a luat vântul și a plecat mai departe. Dar noi ce sădim aici? Și ne uităm că au fost fel și fel de oameni în istorie. Și ne uităm, aceste meleaguri au sfinți la fiecare pas. Aceste meleaguri au nevoitori la fiecare pas. Da? De aceea, în această țară, bat zeci de mii de clopote. Să bată. Și de aceea această țară nu va cădea niciodată. Știi ce am observat? Da, și chiar mă gândeam, când eram copil, ascultam, mă rog, până hăt încoace, cum băteau clopotele și în oraș. Ei, acum probabil că s-au făcut atât de multe biserici printre blocuri, că nu mai bat clopotele. E foarte interesant, de ce? Doar pentru că fac gălăgie? Sau de ce? Nu, vrei să-ți mai spun un lucru? Atunci când eram noi copii, nu prea era zgomot urban. Drept. Acum stresul la ora actuală, față de acum 100 de ani, a crescut de 15.000 de ori. Uite mine. De 15.000 de ori a crescut stresul. Dacă aduci un om de acum 100 de ani și îl pui în mijlocul unei intersecții, face infart într-o secundă. La ce haos este în jurul nostru. Și dacă ne uităm pe străzi, că oamenii vor să fie din ce în ce mai mult confort, dar nu vor să facă niciun efort, ducându-se într-o anumită perspectivă în care vedem că nu mai există credință, nu mai există legătura cu divinul și nu mai există perspectiva corectă de a înțelege esența.
marea majoritate a oamenilor care ajung la mine ajung la finalul suferinței lor, adică cu un pas înainte de groapă, care au trecut prin tot ceea ce înseamnă medicină, tot ceea ce înseamnă, da? Și vin acolo și eu le vorbesc de Dumnezeu. Ei zic, da, într-adevăr, am cam uitat de El. Păi da, nu știi că El se află în tine și El vrea să viețuiască? Nu cumva este un semnal, un clopot care bate acolo în interior, în care tu să recunoști cine ești? Pentru că acum, în esență, noi suntem fii și fiice de Dumnezeu. Iisus Hristos nu ne spune altceva, nu spune că Dumnezeu este Tatăl Lui. Îl întreabă apostolul, dar cum să ne rugăm? Și El spune clar și ne dă rugăciunea domnească. Tatăl nostru spune, nu Tatăl meu. Așa este. Tatăl nostru. Păi și atunci, dacă Tatăl ce locuiește în mine nu este recunoscut de către Fiul, asta nu înseamnă că s-a întâmplat ceva? S-a întâmplat o schismă? Ca și cum noi nu ne recunoaștem părinții, ca și cum tu nu ți-ai mai recunoaște propria mamă și propriul tată. Corect. Tatăl este Dumnezeu, este Maica Divină, este Iisus Hristos și ne dă perspectiva, pentru că aici, pe acest pământ, s-a coborât Cel ce s-a urcat pe cruce și pentru mine și pentru tine. Și mai mult de atât, a vrut să ne răscumpere toate păcatele pe care le avem. Dar nu este suficient jertfa pe care a făcut-o, ci trebuie să vedem cum ne armonizăm noi la această jertfă pe care Hristos, care ne arată calea, adevărul și viața. Calea, adevărul și viața este dată în aceste cărți și toate etapele pe care le parcurge un om neputincios care pleacă din copil și nu înțelege prea multe și care ajunge ușor, ușor, treaptă cu treaptă la Dumnezeu, înțelegându-L pe Dumnezeu, nu rațional, înțelegându-L din spiritul care ne unește cu scânteia divină din noi, în sufletul care se supune spiritului, adică lui Dumnezeu, și în corpul care trăiește frumos în această armonie. Asta este esența pe care este firesc, dar noi am răsturnat omul, uită-te, că nu se uită la perspectiva de a fi, ci este în perspectiva de a avea. Noi am răsturnat esența, pentru că omul în esență trebuie să vadă cine este, cine se manifestă în el și care este valoarea pe care este firesc să o lase în urma sa. Omul se duce spre materie, vrea să câștige tot universul și da, Hristos ne zice foarte clar, degeaba vei cuceri tot pământul dacă îți vei pierde sufletul. Exact. Ne ținem minte că atunci când este dus în pustie și când el postește 40 de zile, dus de către Duh, de către mamă, este dus în pustie, vedem că la una din ispitiri vine cel viclean și zice, vezi acest pământ? Ți-l dau ție. Da? Iar Hristos îi zice, în spatele meu, Satana. Nu-i face nimic. Nu-i face nimic. În spatele meu. Adică știu de tine. Da? Asta e mintea. Ispititorul. Știu de tine că mă ispitești. În spatele meu nu vreau să te văd. Da? Eu rămân. Și în fața mea și de jur împrejurul meu este Tatăl meu și Dumnezeul meu. Asta e ceea ce este firesc, să ne începem ziua în această perspectivă, să ne ducem până la sfârșitul existenței noastre, dar în fiecare zi, atunci când punem capul pe pernă, să ne uităm puțin în conștiința noastră. Cine este cel ce s-a manifestat astăzi? Cine este cel care a vorbit prin mine astăzi? Cine este cel care a fost furios astăzi sau poate a fost mânios? Nu suntem noi acela. Cine este cel care a trăit în frică? Nu suntem noi acela. Nu suntem noi acela. Pentru că Dumnezeu este doar iubire. Și Dumnezeu tratează oamenii cu iubire. Și dacă te uiți,
tot ceea ce ne dă Dumnezeu este gratis. Iar încet, încet, toți cârmuitorii noștri ne pun să plătim tot ceea ce a fost gratis. Că mai avem de plătit aerul, dar și ăsta este taxabil. Vedem că plătim apa, vedem că și apa de ploaie o plătim, apa meteorică, o plătim. Da. Da? Și o plătim și când nu plouă. Nu e nicio problemă, da? Pentru că au grijă, da? Și toate lucrurile astea. Pentru că, în esență, ne uităm la descoperirile lui Tesla, care vorbește numai de vibrație, de tot ceea ce se află în univers, da? Energie, vibrație și informație. El vorbește acolo că energia ar trebui să fie gratis. Păi, dacă ne uităm la ce interes este la ora actuală și ne uităm că natura prin hidrocentrale îți dă posibilitatea să iei aproape gratis, când totul ceea ce se întâmplă de la etapă la etapă este din ce în ce mai scump. Uită-te la român la ora actuală, că dacă se duce acum să cumpere, îți dublu cât erau anul trecut. Și pe urmă se uită în coșul zilnic și vede că este din ce în ce mai necăjit. Și atunci nu este firesc să ne uităm la cel ce ne dă gratis și ne uităm la cel care pune birul pe noi? Este o diferență majoră. Este o diferență majoră. Nu ne ducem alături de Dumnezeu că ne dă totul gratis, ci ne ducem la cel care pune birul pe noi și care, odată la 4 ani de zile, zice că o să ne dea ceva. Da, din păcate, cam asta este perspectiva vieții. Așa este. Da, iată că timpul zboară și alături de Ion ai senzația că ar mai trebui să stăm încă câteva ore bune ca să povestim, dar în dorința de a ne revedea vreau să-i smulg o promisiune că până la sfârșitul anului va veni și cu celelalte cărți și ne va povesti și despre ele. În slava lui Dumnezeu. Așa, și prin asta vreau ca mărturie fața prietenilor noștri, când crezi că ai să mai poți reveni la Piatra Neamț? Păi să vedem să iasă cărțile, pentru că și tipografia și editura trebuie să facă acest lucru cât de curând. Doamne asta ajut. Este, Doamne ajută, asta e foarte important. Păi am venit cu 6 cărți. Corect. Iată că da, da, n-ai mai venit de un an. S-a dublat numărul de cărți și o să venim în continuare. Important este ca în aceste cărți să se afle adevărul, da? Pentru că eu le spun tuturor, dacă aceste cărți nu au echilibru cu Sfânta Scriptură, înseamnă că vorbesc degeaba. Acum, dacă ne uităm, nu ne uităm în Vechiul Testament, acolo sunt multe lucruri care ne duc într-o perspectivă de a judeca. Dar dacă ne uităm la fiecare cuvânt din Sfânta Evanghelie, din Noul Testament, totul este perfect, totul este echilibrat și acolo este doar adevăr. Calea, adevărul și viața alături de Dumnezeu este singura perspectivă în care putem să știm cine suntem. Nu neapărat să gândim din punct de vedere dogmatic, nu neapărat trebuie să facem anumite lucruri care depășesc puterea noastră de înțelegere, dar noi în cămăruța noastră, în casa noastră, să îngenunchem. Așa este. Să aprindem o lumânare, să avem o icoană în fața noastră care reprezintă pe Dumnezeu, putem să facem minuni în fiecare zi. Și acolo se arată prin îngenunchiere că ne lepădăm de noi ca El să vină în noi înșine și să se manifeste ca unul Dumnezeu în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Așa este, cu Sfânta Treime nu e deloc greu dacă faci ceea ce Dumnezeu ne cere, așa cum spun de fiecare dată, Dumnezeu ne iubește pe toți în egală măsură, soarele răsare peste toți și apune peste toți și luna la fel și este și zi și este și noapte și Dumnezeu ne iubește în egală măsură și pe cei buni și pe cei mai puțin buni și același lucru trebuie să-l facem și noi. Nu știu dacă e
multe persoane spune să nu mai pronunț cuvântul trebuie, că nimic nu trebuie. Ba da, trebuie să ne iubim aproapele nostru, ca pe noi înșine. Dar dacă nu ne iubim pe noi, n-avem de unde să știm. Este firesc să iubim. E mai ușor, este firesc să iubim aproapele. Nimic nu trebuie, ci doar se manifestă. Așa este, așa să fie. Dumnezeu. Amin. Dragi prieteni, ne luăm la revedere de la Ion Ștefan. Îi mulțumim pentru cărțile pe care le-a adus. Care ți le fac cadou. Și mulțumesc pentru cadou ăsta inestimabil. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi și nu uitați că acolo unde găsiți emisiunile pe canalul de YouTube Viața în Armonie, să vă lăsați și comentariile dumneavoastră și eventual, dacă vreți, puteți pune și întrebări și puteți primi într-o emisiune următoare răspunsurile. Vă iubim, mulțumesc cu recunoștință pentru deplasarea aici. Slavă și pentru Dumnezeu. Toată împărtășirea care ai făcut-o cu noi. Doamne ajută! Weekend minunat să aveți și binecuvântat! La revedere! La revedere!